Ce perioadă, domnule Iohannis! Numai aniversări, domne, numai sfinți, numai zile festive. Păi săptămâna trecută a fost la A bătrână, la NATO, care a făcut 70 de bețe. Apoi a fost Moș Nicolae, ieri a fost ziua Constituției, ci că s-a făcut un grătar la CCR. Iar astăzi e ziua internațională a anticorupției. Iar președintele a încercat, na, să le acopere pe toate. A transmis măcar niște felicitări pe unde n-a apucat să meargă să ciocnească o cupă de șampanie și o pereche de cătușe. Aspectele de societate au fost bine reflectate. În această seară vreau să detaliez și câteva aspecte din discuțiile pe fond. Pe fond, oameni buni, Iohannis pare că n-a mai dormit de la alegeri încoace. Numai alergătură, domne, numai întâlniri, mereu implicat. Zici că vrea să facă acum, în 2-3 săptămâni, tot ce n-a apucat să facă în ultimii 5 ani, plus ce și-a propus pentru următorii 5. Se luptă cu mafia lemnului, scade deficitul, scoate accize, cere urgent reforme în justiție, încearcă să ridice stadioane pentru Euro 2020, eventual o să dea și câteva pase, două centrări, intră și în poartă numai să fie bine ca să nu fie rău. Momentan se află în atac, bagă alunecări la PSD, le dă la joale pe toate subiectele posibile. Pentru a preveni aceste defrișări ilegale, nu s-au pus în practică, fiindcă PSD-ul în realitate nu a dorit. PSD-ul a făcut tot ce a putut ca să apere cealaltă parte. Eu cred că vom avea o nouă majoritate în Parlament, alta decât cea toxică PSD-istă. Credeți că suntem pregătiți pentru Euro 2020? PSD-ul și-a bătut joc de ceva important pentru România. Se pare că vom fi cât de cât pregătiți. Ha, 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 bună asta, vom fi cât de cât pregătiți. Vorba aceea, mai bine să fim cât de cât pregătiți decât să nu fim pregătiți. Astăzi Iohannis i-a chemat la discuții pe Orban și pe Câțu, ca domnul diriginte cu elevii. Hai veniți încoace, aduceți temele, caietele, puneți banii, unghiile și batistuța pe masă. Dar, domn președinte, Rareș Bogdan nu e cu noi. A, ok, atunci fără batistuță. Restul. Da, am avut o discuție pentru pregătirea bugetului. Domnul premier și domnul ministru al finanțelor au dorit să mă informeze despre stadiul lucrurilor în această zonă extrem de importantă. Cred că este clar pentru toată lumea, elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezintă cea mai importantă acțiune politică. Profesioniști, tată, nu ca ăia de anul trecut care au dat bugetul prin aprilie. Iar premierul nici n-a participat la discuții, era închis în debara, dacă vă amintiți. Domnul Iohannis, dar despre alegerea primarilor în două tururi, nu mai discutați cu ei? Părerea mea este că trebuie să revenim la alegerea primarilor în două tururi. Știu că sunt diferite inițiative legislative în Parlament. Dacă ele nu se realizează în acest sens, cred că ar fi o abordare rezonabilă să se meargă cu angajarea răspunderii în Parlament. A, nu știu de ce, dar aici am senzația că ne cam duceți cu preșul. Ori nu vă ascultă băieții, nu-mi dau seama. Poate că ar trebui să le mai dați niște impulsuri, dacă vreți să credem. Altfel, serios, miroase a gargară. Gargară cu aromă de blat. Da, da, blat cu PSD-ul, cu UDMR-ul, cu toți ăștia care nu vor două tururi. Și gata, ok, nu vă mai rețin, știu că aveți treabă, vă surmenați deja. Da, într-adevăr, ați declarat că veți avea un mandat mult mai intens decât primul. Dar nici chiar așa, domn președinte, luați-o mai ușor. Pe bune, ce urmează? Ce mai aveți de gând? Unde vreți să ajungem? Am decis împreună că și spațiul cosmic va face parte din preocupările NATO pentru securitatea aliaților. Opa! Urmează spațiul cosmic. Aici Donald engage. Klaus, do you read me? O să-l vedem pe Iohannis cu schiurile pe orbită, vă spun. Face poze cu românii la coadă la teleferic pe inelul lui Saturn. Chiar, fraților, cu cine să vorbim și noi? Să dea niște zăpadă pe pârtiile din Apuseni, să se mai relaxeze și omul ăsta puțin. Asta mai întâi discutați cu colegele și colegii mei. E decembrie, e perioada sărbătorilor, sezonul caloriferelor reci.
Evident că nu puteam ocoli subiectul bisericilor cu centrală termică instalată direct pe picturile murale, cu țevi care trec printre picioarele sfinților. Iată. Care a montat centrala nu a găsit alt loc mai bun decât peste pictura veche de 200 de ani. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu Jiu, Anghel Vopsitorul și de Ion. Iar la 200 de ani după Anghel Vopsitorul au venit Grigore Instalatorul și Vasile Termoficatorul, care au montat o centrală termică. Practic, au înfăptuit și ei o mică minune. Doar se știe că centrala termică transformă apa rece în apă caldă. Un miracol! Centrala care acoperă jumătate din pictură a stârnit indignarea enoriașilor. Preotul de la Biserica Sfântul Nicolae susține că centrala este montată acolo de peste 12 ani. Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Bravo, mă, veniți cu ceva proaspăt, lăsați-mă cu știrile astea prăfuite de 12 ani. Adevărul e că e plină țara de monumente sluțite, sunt parte din peisaj, din cotidian. Era pe aici prin București o biserică îmbrăcată în termopan. Nu mai spun de celebra biserică cu două centrale termice și trei aere condiționate. De zici că e clădire de birouri, nu casa Domnului. Picturi murale de aproape 100 de ani au fost distruse într-o biserică monument din capitală. Asta pentru că preotul a decis să monteze două centrale termice. Enoriașii își fac cruce, dar nu în fața icoanelor, ci a minunăției care a apărut în lăcașul sfânt. Partea bună e că oamenii au început să vină mai des la biserică. Păi da, fiind frig acasă, vin să se închine la centrala termică. Am auzit că în weekend s-a petrecut și o defecțiune, ăsta, o minune. Caloriferul unei biserici din sectorul 2 a plâns cu lacrimi calde. S-a înghesuit lumea să vadă ce n-a mai văzut de vreo lună. Apă caldă! Ci că au umplut oamenii cât o sticlă și au fugit acasă să se spele. Hai, parcă o vezi pe Gabi, firea impresionată de aceste întâmplări și de suferința cetățenilor care se crucesc la vederea apei calde. Parcă o vezi că se implică și ia măsuri urgente. Cum adică ce măsuri? Mai bagă 10 milioane în Catedrala Mântuirii. Suntem la Cafeneaua Nației și, așa cum v-am anunțat astăzi pe pagina noastră de Facebook, vrem să vorbim, și chiar de săptămâna trecută ziceam că vrem să vorbim despre raportul ăsta care a apărut cu starea sănătății în UE. Iată, starea nației, starea sănătății, un subiect interesant care nu se discută în Parlament și în alte locuri foarte tare, așa că o facem noi aici și l-am invitat în seara asta la Cafeneaua Nației pe domnul Alexandru Rafila. Vă mulțumesc pentru bună seara, mulțumesc pentru prezență. Profesor, doctor, universitar, dacă vă citesc toate titlurile și funcțiile, ne o să ocupăm toată emisiunea, dar ce e important este că domnul Rafila reprezintă din 2018 România în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății. Și raportul ăsta lansat de Comisia Europeană, ce părere aveți despre el? Nu sunt lucruri neașteptate. Cred că e vorba de un raport care reflectă corect indicatorii stării de sănătate din țara noastră. Acum, sigur, putem să avem multe comentarii în ceea ce privește fiecare dintre indicatori. Și plasarea României nu în fruntea clasamentului, până la urmă este de așteptat, având în vedere banii care se alocă sistemului de sănătate și câteva lucruri pe care le continuăm, le perpetuăm de foarte mulți ani, fără să luăm o decizie tranșantă în ceea ce privește două probleme importante, aș considera. Unul este legat de prevenție și al doilea de asistența medicală primară, medicina de familie, mai pe înțelesul tuturor, pentru că ele sunt de cele mai multe ori enunțate, clamate, dezbătute și așa mai departe, dar sunt, nu sunt priorități ale sistemului de sănătate și lucrul ăsta e valabil în ultimii 30 de ani fără întrerupere. Deci este mai degrabă un soi de cerc vicios în care ne învârtim și nu vrem să luăm o decizie care, sigur, nu aduce satisfacție imediat, dar pe termen mediu cel puțin va duce la schimbarea acestor indicatori de sănătate
și pe de altă parte va asigura sustenabilitatea finanțării sistemului de sănătate, pentru că noi avem o problemă foarte serioasă. Populația, știți bine că îmbătrânește. Îmbătrânește și pentru că speranța de viață s-a prelungit, dar îmbătrânește și pentru că foarte mulți dintre oamenii tineri au părăsit țara. Populația României scade vertiginos. Doi indicatori ne preocupă, unul legat de emigrație, iar cel de-al doilea legat de reducerea cohortei de nou născuți. Dacă în urmă, să spunem, cu 15-20 de ani discutam de peste 200.000 de copii care se nășteau în fiecare an în România, acum se nasc puțin peste 170.000 și mor aproape 240.000 de persoane în fiecare an. Asta înseamnă că în fiecare an populația României scade cu circa 50-60.000 de persoane. Iar lucrul ăsta este îngrijorător pentru că, pe de o parte, contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate se va reduce, iar pe de altă parte, costurile îngrijirii medicale vor crește pentru că a crescut speranța de viață. Îngrijorătoare sunt absolut toate statisticile de aici. Iată, locul întâi în UE la rata mortalității din cauze tratabile, apropo de prevenție și de ce spuneați, 208 decese la 100.000 de locuitori, media este de 93. Și aș vrea să ne oprim un pic sau să nuanțăm treaba asta cu prevenția. Noi avem și un proiect început anul ăsta, Starea Sănătății se numește, și avem niște pastile în fiecare zi. De asemenea, invităm oameni care să reușească să le transmită oamenilor acest mesaj: bă, mult mai important decât să te tratezi e să previi. Absolut. Cum îi facem pe oameni să înțeleagă asta, în afară de partea de educație pe care ar trebui să o începem azi ca să avem niște tineri conștienți, nu? De... Dumneavoastră ați atins una dintre cele două dimensiuni. Sunt două dimensiuni. Una este vorba de modul în care este guvernat sistemul de sănătate și el trebuie să fie guvernat având la bază acest principiu al prevenției ca și principiu prioritar, categoric. Și cel de-al doilea se referă la percepția generală privind un comportament preventiv. Sigur, nu mă refer eu la proverbele românești cu iarna să-ți faci car și vara sanie, dar cam așa ar trebui să fie și să avem un comportament preventiv. Gândiți-vă că noi nu mergem niciodată la medic decât atunci când suntem bolnavi. Niciodată, sau aproape niciodată, mă refer inclusiv la mine, de multe ori, nu mă duc ca să-mi fac o verificare a stării de sănătate. Odată pe an fac acest lucru, îmi fac niște investigații care să-mi arate dacă o afecțiune ar putea să existe și e bine să o tratez de la început. Tipul ăsta de comportament nu există. Gândiți-vă la o chestie foarte simplă, medicina dentară. Prevalența cariei dentare la copiii din România e de departe pe primul loc în Europa. Citeam că suntem la 75% dintre copiii din România au carii și n-au fost la dentist. Exact. Deloc. Niciodată nu-i vede nimenea. Acum, sigur, discutăm și de capacitatea de a-i vedea, dar chiar dacă există această capacitate, nu există interesul. Părinții nu sunt educați în acest sens. Eu am o dorință pe care tot o repet periodic, din păcate nu a avut foarte mare succes până acum. Se referă la educația pentru sănătate ca disciplină obligatorie în învățământul școlarilor. Este o disciplină facultativă. Doar 5% din copiii din România fac educație pentru sănătate. Asta înseamnă facultativ, 5%. E nimic. Da. În condițiile în care 95% fac religie, ca să fie. În condițiile în care nu putem să facem niciun fel să proiectăm o viață armonioasă, socială, economică, cum vreți dumneavoastră, decât cu niște oameni care își cunosc trupul, care știu ce înseamnă un comportament preventiv și care au grijă de sănătatea lor și a celor din familia în care trăiesc. Ori lucrurile astea trebuie învățate la școală. Eu am ridicat această problemă, mi s-a spus, domnule, educația pentru sănătate e la concurență cu educația financiară, educația socială, educația pentru circulație. Toate sunt importante. Nu vreau să le pun într-o competiție, dar sunt două
elemente care definesc o societate dezvoltată, una se referă la sănătate, cealaltă se referă la educație. Educația pentru sănătate le aduce împreună pe amândouă și găsim tot felul de pretexte să nu implementăm, să nu facem. Asta e problema. Deci este incredibil. Sigur că nu putem să o facem peste noapte. Noi trebuie să pregătim niște profesori care să predea această disciplină. Nu spun să fie săptămânală, dar măcar de două ori pe lună. Să găsim o soluție la copii să se formeze într-un mediu care să reflecte până la urmă comportamentul acesta preventiv și înțelegerea funcționării propriului corp. Cred că este un lucru simplu și care previne foarte, foarte multe complicații. Și care totuși nu se face. Că eu nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste, dar parcă prea e într-un fel acest comportament de dezinteres absolut cu privire la prevenție și prea e plină țara de farmacii și de medicamente medici care una, două, în loc să spună, că aici mi se pare o chestie interesantă de punctat, medici care în loc să spună, bă, uite, încearcă să mănânci aia și aia, nu mai mânca nici atâta. Nu stăm acum să dăm, dar să ai o alimentație ok și uite, mai multe fructe, mai multe legume, să igiena personală, și absolut, așa mai departe. Nu vii cu lucrurile astea de la medic, din păcate. Da, este adevărat, dar gândiți-vă și la, haide să luăm cealaltă parte, că am zis că sunt două elemente care trebuie să ne preocupe. Partea legată de comportamentul populației și de cum este gândit sau guvernat sistemul de sănătate. Afirmăm că medicina, îngrijirile medicale primare, medicina de familie este prioritară. Dar dacă vă uitați, cât la sută din bugetul alocat sănătății se duce la medicina primară, o să vedeți că este foarte mic. Gândiți-vă la accesul la servicii de medicină primară. El este limitat. Practic de vineri după amiază până luni dimineață, omul trebuie să ducă la un spital, să supraaglomereze o cameră de gardă, o cameră de urgență, o unitate de primire urgență, pentru că el nu are unde să se ducă, nu că nu vrea să se ducă. Avem centre de permanență cu medici de familie, unele funcționează, altele nu prea funcționează, nu prea sunt frecventate. Ce mă oprește pe mine, ca decident de sănătate, să fac aceste centre de permanență în curte, în apropierea unui spital de urgență, și care vor prelua probabil 80% dintre pacienții care se prezintă la o cameră de gardă, vor reduce încărcarea spitalelor, costurile. Nu ne oprește nimeni să facem lucrul ăsta. Deci soluții sunt și nu sunt niște soluții extrem de complicate, dar sigur ele nu sunt la fel de vizibile. Dacă facem o achiziție, cumpărăm un echipament medical și îl inaugurăm și tăiem panglici și așa mai departe, dă mult mai bine, imediat, pentru o anumită comunitate, fără ca beneficiile pentru întreaga comunitate să fie la fel de importante. Adică, sigur, avem nevoie de un RMN, avem nevoie de un computer tomograf, dar numărul celor care vor beneficia de o investigație este relativ mic. Eu am un abord legat de sănătate, de sănătatea comunității, de sănătate publică. Deci discutăm despre accesul la servicii de sănătate pentru toată comunitatea. Sigur că trebuie să le abordăm și pe celelalte. Nu spune nimeni că nu e nevoie de investiții, evident, în echipamente, da, în clădiri și așa mai departe. Mă rog, cu clădirile nu prea am reușit noi mare lucru. Am avut foarte multe startup-uri. Da. Așa. Dar vă opresc numai puțin, pentru că trebuie să facem trecerea noastră obișnuită de la TV pe net. Continuăm discuția pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, unde sunt sigur v-ați abonat. Așadar, stați cu noi, trecem pe net. Seară bună tuturor! Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securi.